dacă ne putem întoarce un pic la acel vortex energetic al corpului, sunt persoane care de multe ori în urma unor evenimente importante sau a unor accidente sau diverse aspecte care au fost foarte profunde și foarte importante în viață, spun parcă s-a rupt ceva în interiorul meu. Și chiar dacă în timp ei încearcă să revină la starea anterioară, le este foarte greu să-și găsească trendul, să-și găsească buna dispoziție, dorința de viață. De ce? Pentru că în acel moment când a existat acel eveniment unde s-a rupt ceva în interiorul lor, acest vortex energetic s-a deplasat de la locul lui și s-a dus pe o zonă mai joasă.